Acum filmez într-unul din compartimentele în care sunt destinați masculii văduri din lotul de zbor, da? Da. De viteză de mifon, domnul Costel. Pentru anul ăsta, 2018. Foarte bine, tocmai l-ați dat de mâncare. Hrană bună, se vede. Hrană bună, da. Mănâncă cu poftă. Curățenie ca în farmacie. Curățenia trebuie să existe, că altfel nu se poate. Da. Câte boxe aveți aici? 3, 2, 4, 5, 15 masculi. Da, din păcate n-am zburat cu ei anul trecut. Aveți mai mult de 5 masculi aici. Sunt mai mulți, să vedem cum ne descurcăm cu ei. Va trebui să mai scoateți din avem ei, nu? Avem 4 compartimente pentru pădurii asta, înseamnă 120, 60, da. Dar o să fie mai mult masculi. Dar ne vedem cum facem și... Și femeile zburați sau numai masculi? Zburăm total. Total și masculi și femeile, da? Sunt vreo 230 de zbori. Oh, aveți lot calme. Da. I-am mai întinerit un pic. Da. Dacă au rămas vreo 100 de pui de anul trecut, majoritatea scoși din ăștia de la matcă, care au fost achiziționați. Și să vedem. 4-5 pui la perenche. Haideți să mergem și din păce, da. Da. Al doilea compartiment. Compartimentul 2, da. Sunt porumbei bine întreținuți, sănătoși. Se strage genetică cum trebuie. Am luat, cum să zic eu, metoda până Nicu Vizrigheanu cu măceșe și cu toate alea. Cu produse naturiste, nu? Se cunoaște? Se știe că se cunoaște, da. Adică la penaj, la... Și ei și starea lor fizică, faptul că le... fizică, da. Chiar vreau să vă spun că n-am abuzat de tratamente pe termen lung. Îndelungat, da. Cum făceam altă dată. Și porumbeii nu se grănițează bine, sunt super de bine. O vitalitate excelentă la vitalitate, da. Foarte bine. Porumbeii se prezintă la ora asta bine. Da, îmi place. Adică... Spații mari, aerisite, ventilație, da, frumos. Da. Se vede, nu? În tavan aici tot ce trebuie. Aerisire tot. Aerisire. Am jucat anul trecut, a fost... Da. Fără jaluzele și anul ăsta l-am convins să le punem la loc. Ca să-i menți. Au fost, au venit porumbeii, dar parcă aha. A fost un pic de... Da. Ce hrană le-ați dat mărunții și acolo ce? E hrană de iarnă, le dă, de iarnă, nu? Și, da, mai mult depurativ. Da. Au fost, vaccinul a fost făcut și le dăm un pic să-i ținem, că a fost și... vremea asta călduroasă. Călduroasă, într-adevăr. N-ați avut probleme cu ei? Au început să intre în priză, nu? Au început, dar n-au ce să facă. Trebuie să... Să conformeze. Să conformeze și n-au ce să facă. N-au cum să vadă femele sunt separate. Da. N-au... La ce dată intenționați să-i puneți la matcă? După întâi. Zburătorii. După întâi. Nu ne grăbim. După întâi. Întâi martie, nu? Întâi martie matca și probabil 8-9 până în 10 cei de zbor. Da. Vrem, nu știu, așa am zburat de când s-a luat el de porumbei din 2007. I-am dus un pic mai mult în primele etape de pui. Că acum, dacă când ai mai mulți, e mai greu să joci cum joacă ei, alții să-i împerechezi iarna cu căldură, da. După aia iar să-i desperechezi, e mai dificil. Pe când acum, noi așa am făcut, 3-4 etape să fie când o a doua serie de ouă, și am început, că vreau să-i ții 3 luni de zile, să-i ții separat. Destul de dificil. Arată bine, îmi place într-adevăr multe exemplare tinere. Da, sunt și tineri și ăștia, lupii tineri, cum să spune. Vedem ce le poate cap. Le dați șanse, nu? Le dăm șanse. Asta a fost al treilea compartiment. Deja n-ați văzut ce e în țară, cu porumbei, tot felul de porumbei aduși. Toată lumea se întărește iarna, nu? Se întărește. Toată lumea își face planuri. Din păcate, acum, de ce să nu recunoaștem? Nu pentru ăștia au făcut bani, sportul ăsta. Da. Ăștia mai mici... Încet, încet, așa o să ajungă, exact. Paule. E un sport, totuși, care necesită investiții și cheltuieli, da. Care, probabil, nu se mai întoarcă niciodată banii ăștia. Da. Omul trebuie să fie conștient de treaba. Dacă în pasiunea e mare, știți cum e. Pasiunea așa este, da. Sumele nu mai contează, nu? Trebuie să te iei după unul și altul să crească 400, cât are omul ăsta, 400-500 de porumbei. Da. Pe care își crește lotul lui care trebuie. Bine, de și permite să-i... și permite, da. Să-i întrețină așa cum trebuie. Da. De altfel, aș și făcut foarte multe lucruri bune aici, în asociație, de când de eu. Știu. L-am mai ajutat și eu. De ce să fiu modest? Da. Asta e, da. Mergem înainte, nu? Mai avem un compartiment? Al cincilea? Mai avem aici la matcă. Acum e matcă, da? Matcă, da.